Salut! La vine aici, gazda ta și prietena ta! Într-un video anterior, ți-am vorbit despre cartea lui James Allen, Omul devine ceea ce gândește. Și ți-am recomandat să o citești. Ai citit-o? Dacă da, te felicit! Și te rog frumos să-mi scrii în comentarii cu ce idee ai rămas din ea. Dacă nu ai citit-o, îți recomand încă o dată să o citești. E o carte ușor de citit care se poate citi, zic eu, de la o vârstă timpurie. Și vreau să te mai ajut cu ceva. Cu un citat din Dale Carnegie, un om bogat și de succes, care a scris cartea Secretele Succesului, cum să vă faceți prieteni și să deveniți influenți. Și el a spus în felul următor: Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o vreodată este uluitoare importanța a ceea ce gândim. Dacă știi ce gândești, a ști ce fel de om ești, pentru că gândurile tale te fac ceea ce ești. Schimbându-ne gândurile, ne putem schimba viața. Rețineți această idee. Schimbându-ne gândurile, ne putem schimba viața. Și ne vedem în video următor. Pe curând!